La știri sunt Analia Pescaru, iată ce informații v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Mii de polițiști au ieșit astăzi în stradă pentru a striga nemulțumirile. La protestul din capitală au fost și polițiști de la Brașov, afiliați la Sindicatul Național al Agenților de Poliție. De la începutul lunii viitoare, serviciul Salvamont Bran Moiciu Fundata va fi desființat. Toate școlile din mediul rural vor avea internet prin Wi-Fi în următorii ani. Mii de polițiști au ieșit astăzi în stradă pentru a striga nemulțumirile. Neplătiți corespunzători și indignați de încălcarea unor prevederi legale din legea salarizării, polițiștii nu mai sunt dispuși să tolereze astfel de nereguli. Ei cer rectificarea tuturor acestor neconcordanțe. La protestul de astăzi în capitală au fost și polițiști de la Brașov, afiliați la Sindicatul Național al Agenților de Poliție. Agenții de poliție s-au strâns încă de la prima oră în fața Ministerului Afacerilor Interne pentru a-și striga nemulțumirile. Aceștia au cerut majorarea salariilor, eliminarea diferențelor mari de salarizare dintre agenți și ofițeri, plata sporurilor la nivelul salariului minim brut de 1450 de lei și nu la cel din 2009, precum și modificarea unor prevederi privind programul de lucru și repauzul săptămânal al polițiștilor. Nemulțumirile polițiștilor sunt salarizarea, munca orelor prestate peste program, sâmbetele și duminicile, sărbătorile legale plătite cu 100% și nu cu 75%. Sunt foarte multe nemulțumiri. De la Brașov vor merge la protest polițiști? De la Brașov, da, în data de 25 vor merge la protest la București. Se știe deja un număr? În principiu 200-300 de la Brașov, 200-300 de polițiști. La protestele de astăzi care se desfășoară în București, există și reprezentanți din Brașov? Da. Au plecat și de la Brașov și astăzi. Liderii Sindicatului Național al Agenților de Poliție, organizatorul protestului, susțin că prin această acțiune vor să atragă atenția Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor Publice că polițiștii nu sunt plătiți corespunzător și că o parte dintre prevederile legale privind salarizarea lor sunt încălcate. Frig, ploi, lapoviță și ninsoare, Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis o informare de vânt puternic la nivelul întregii țări, respectiv de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în unele regiuni, în special în zona montană, valabilă până vineri după amiază. Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 martie ora 23, 17 martie ora 15, la munte vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și mai ales în noaptea de joi spre vineri, se va depune strat nou de zăpadă pe arii restrânse mai consistent, îndeosebi în zona Carpaților meridional și orientali. Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de peste 60-70 de km pe oră, iar pe crestele înalte, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Prognoza relevă de asemenea că vor fi intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50-60 de km pe oră și în restul teritoriului, cu precădere în regiunile estice, nordice și centrale. În noaptea de joi spre vineri, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala în estul și sud-estul Transilvaniei, pe arii mai restrânse în Moldova și izolat în Muntenia. Nu este păcăleală de 1 aprilie. De la începutul lunii viitoare, serviciul Salvamont Bran Moiciu Fundata va fi desființat. Chiar dacă legea spune că este obligatorie existența unui serviciu public de salvamont în localitățile în care există pârtii, măsura a fost luată din lipsă de finanțare de la bugetul local. Angajații au atacat decizia în instanță. Serviciul Salvamont Bran va fi desființat începând cu data de 1 aprilie din lipsă de finanțare de la bugetul local, angajații anunțând că au atacat decizia în instanță deoarece nu au fost înștiințați cu privire la această măsură și pentru că este absolut imposibil ca în această zonă să nu funcționeze un serviciu Salvamont. Serviciul Salvamont Bran Moiciu Fundata a primit la începutul lunii martie o adresă prin care este anunțat că începând cu data de 1 aprilie va fi desființat din lipsă de fonduri. Curtea de conturi a venit și a spus clar că este o activitate total ilegală. Noi ne-am și gândit la alte soluții, sperăm să ajungem la o înțelegere cu cei de la Consiliul Județean și această activitate să revină în instituția Consiliului Județean.
Potrivit legii 229/2003, autoritățile locale din zonele turistice sunt obligate să înființeze servicii salvamont, mai ales că în zonă sunt pârtii omologate, unde se desfășoară concursuri naționale și internaționale în perioada aprilie-octombrie. Și noi suntem foarte surprinși și îngrijorați totodată de ce se poate întâmpla. Sperăm să se soluționeze într-un fel. Primăria Măieciu am înțeles că o să ne sprijine în continuare, dar nu cred că poate să facă față singură. Acum așteptăm și de la Bran și de la Fundata același lucru. Riscurile vă dați seama că sunt foarte mari. În munte să te duci, nu se duci, poate duce oricine. Trebuie să fii foarte pregătit. Am fost 4 ani de zile voluntar la Bran, după aceea am făcut școlile de salvamont, nu știm de ce să ne apucăm și ce să facem în continuare. Preavizul a venit pe 6 martie, în urma unei hotărâri a Consiliului Local al Primăriilor Localităților Bran și Fundata, fără o consultare prealabilă cu angajații. Serviciul, care se află în subordinea Regiei Locale a Pădurilor Bucegi-Piatra Craiului, are în prezent 5 angajați, însă conform legii este obligatorie existența unui serviciu salvamont în localitățile unde există pârtii de schi. Toate școlile din mediul rural vor avea internet prin Wi-Fi în următorii ani. În plus, toate clasele din aceste școli vor fi echipate cu calculatoare. Acolo însă unde acest lucru nu va fi posibil, pentru orele de informatică, elevii vor fi transportați cu microbuzele la unitățile de învățământ care au dotările necesare. În momentul de față, din punct de vedere al logisticii informatice, toate școlile din România sunt conectate la internet prin punct fix, potrivit ministrului Educației și Cercetării, Pavel Năstase. Acesta a declarat recent că ministerul pe care îl conduce a elaborat proiectul Campusul Școlar, iar acesta va fi finanțat din fonduri europene. Mai exact, în școlile unde nu există Wi-Fi vor fi instalate echipamente corespunzătoare, astfel încât să ofere posibilitatea tuturor școlilor ca în 4 ani să fie conectate la internet din clasă, nu ca punct fix. Banii aceștia vor merge spre școlile din mediul rural, care nu au, unele nu au deloc sau ceea ce au sunt deja echipamente depășite. Ministrul Educației, Pavel Năstase, a mai afirmat că elevii din mediul rural care învață în școli fără calculatoare ar putea să fie transportați de 2 ori pe lună la unități de învățământ din cele mai apropiate localități, care îndeplinesc condițiile necesare pentru a desfășura orele de tehnologie a informației și a comunicațiilor. Ne-am gândit ca aceste ore să se țină la județ sau în cea mai apropiată localitate, oraș unde există, nu neapărat oraș unde există o sală de calculatoare și unde de 2 ori pe lună să avem aceste activități. Adică elevii să, în loc de o oră pe săptămână, să facă 2 ore la sfârșitul săptămânii, să spunem, sau chiar în cursul săptămânii. Din toamnă, copiii de clasa a 5-a vor studia obligatoriu informatica. Ministrul Educației crede că orice copil de gimnaziu trebuie să știe să comunice prin e-mail sau să caute în dicționarul online. Programa de informatică pentru anul școlar 2017-2018 a fost aprobată de Ministrul Educației prin ordin. Investiții în domeniul învățământului, dar și bani mai mulți pentru cultură și sport în acest an de la bugetul local. Viceprimarul Brașovului Mihai Costel consideră că este un buget echilibrat și că anumite domenii au prioritate. Aleșii locale au votat în ședința de plen o majorare a bursei de performanță a elevilor de la 35 la 70 de lei, iar la următoarea rectificare a bugetului local, valoarea ei va crește din nou. Eu consider că este un buget destul de echilibrat, de cum a fost prezentat atât brașovenilor cât și consilierilor locali. De acolo reiese o prioritizare în ceea ce înseamnă partea de învățământ, investiții în domeniul de învățământ. Avem investiții și în proiecte mai mari. Totodată, anul acesta, în construcția bugetului, s-a ținut cont să acorda mai mulți bani și pe componenta culturală și pe componenta sportivă. Consilierii locali brașoveni au aprobat în ședința de plen de miercuri proiectul de hotărâre privind cuantumul burselor de care urmează a beneficia elevii brașoveni în semestrul al doilea al anului școlar 2016-2017. Proiectul fusese amendat de aleși locali din Comisia Economică în sensul majorării burselor de merit, de la 35 la 50 de lei lunar și a celor de performanță de la 35 la 70 de lei lunar, noile valori fiind aprobate de Consiliul Local. La nivelul municipiului Brașov, de burse de performanță beneficiază 44 de elevi, cei mai mulți dintre ei fiind de la Meșotă, Șaguna și liceul cu program sportiv.
Astăzi este prefectul garantat PSD. Teoretica politic, o ipocrizie însă, spune chiar el. Practic însă, fără susținerea PSD, mâine pleacă acasă. A pornit în politică din joacă și a ales PDL la vremea aceea pentru că acolo erau prietenii lui. Și da, unul dintre prieteni era chiar George Scripcaru. Prefectul Marian Drasaliu a povestit la Mix Actual despre planurile sale la un nou început. Da, drumul politic a început la PDL lângă George Scripcaru. Mai sunt azi prieteni? Da, colaborăm instituțional, un răspuns care face toți banii. El era alături de primarul Brașovului, de domnul Scripcaru. Am lucrat foarte mult împreună. Fiecare și-a văzut cu seriozitate de ceea ce avea de făcut. Brașovul arată cum arată. Este, părerea mea, cel mai frumos oraș din țară, de departe, dacă stați să mă întrebați. Politic vorbind, am luat-o pe culoare separate. De ce PSD? Pentru că partidul meu nu mai exista de fapt. Nu poți străda un partid care nu mai există, nu-i așa? PNL nu e PDL, un partid de care Marian Drasaliu s-a despărțit amar după ce în colegiul în care era senator, guvernul lui închidea două spitale, la Codlea și la Victoria. Un partid îți oferă șanse efemere, dar tu trebuie să trăiești printre oameni și să-i mai și privești în ochi. Și au fost vremuri în care nu era deloc o fericire să fii pedelist, mai spune Marian Drasaliu, care mai zice că în PSD s-a regăsit. Avem posibilitatea să ne spunem oful la București. Avem posibilitatea. Dincolo de orice fel de de apartenență politică, vreau să vă spun că am susținerea colegului meu de la Ministerul Tineretului și Sportului. Este un om foarte dornic de a face treabă. Marius Dunca este brațul întins de la Brașov către București, brațul care ne va ajuta foarte mult în demersurile pe care le avem de făcut. Să știți că aici în emisiune Marius Dunca spunea că merge oricând la braț și cu Adrian Veștea la București, pentru că dincolo de Comarnic, apropo, sunteți o să-i scutesc eu de efortul ăsta și o să merg eu cu domnul Vește acolo unde ne va aștepta. Să-și vadă domnul Dunca de treabă, da, la minister. Dunca. Da. Rasaliu vrea să facă echipă cu Adrian Veștea, că tot a fost cândva vice la CJ și știe oamenii și drumurile. Așa că firul doar se înnoadă. Se apropie sărbătorile pascale, iar municipalitatea are în plan să organizeze un târg de Paște chiar în Piața Sfatului. Brașovenii și turiștii care vor să cumpere produse agroalimentare made din România înaintea sărbătorilor pascale vor avea ocazia să se aprovizioneze de la acest târg. El va fi deschis în perioada 4-9 aprilie. Târgul va fi organizat de Serviciul de Administrare a Piețelor, care va asigura condițiile necesare astfel încât activitatea comercială să respecte toate exigențele sanitar-veterinare. Organizatorii vor aduce la târg doar producători, vorbim despre comercianții pe care îi regăsim acum în piețele agroalimentare brașovene, care vor vinde doar produse 100% românești. Încercăm prin această măsură, pe de o parte, să aducem la cunoștință brașovenilor că Serviciul Public Administrare Piețe are o activitate curentă și destul de căutată și mai mult decât atât, să vadă și turiștii ce produse se cultivă în Brașov și nu numai. Pentru că în această situație vom avea producători agricoli din Târgoviște, din Covasna, vom avea din Bran și, evident, producători agricoli din Brașov, respectiv Stupini. În Piața Sfatului vor fi prezenți și apicultori, producători de brânzeturi sau de preparate din carne. În cadrul târgului vor exista 60 de zone unde se vor putea comercializa alimentele. Cele mai bune scurtmetraje despre munte vor fi premiate la Brașov. Se va întâmpla în cadrul competiției de film Digital Carpatica, organizată de Agenția Metropolitană Brașov și Alpine Film Festival. Participanții au putut înscrie filme de scurtmetraj de maximum 3 minute, având ca subiect muntele. Juriul a deliberat, iar vineri de la ora 18 la Centrul Cultural Reduta va avea loc festivitatea de premiere. În perioada ianuarie-martie 2017 au fost trimise pentru competiție peste 80 de filme, dintre care 30 au fost reținute pentru jurizarea finală. Filmele din competiție sunt disponibile pentru publicul larg pe platforma alpinfest.pbv.ro. Vor fi oferite două premii, Marele Premiu și un premiu special. Câștigătorii vor primi echipamente de filmare în valoare de 2500, respectiv 1000 de lei.
Vineri seara vor fi proiectate cele mai bune filme trimise de către participanți și vor fi anunțați câștigătorii ediției 2017 Digital Carpatica. Alpin Film Festival este singurul festival internațional de film, carte și fotografie destinat promovării culturii și civilizației montane din România. Ediția a doua 2017 a festivalului a avut loc la Predeal, Bușteni și Brașov. Brașovul va fi în weekend capitala luptătorilor și amatorilor de karate. Orașul nostru va găzdui Cupa CSU Brașov la karate. La eveniment se vor întrece sute de sportivi din țară. Concursul va fi deschis în prezența președintelui Federației Mondiale de Karate, care și-a anunțat prezența la eveniment. Sute de sportivi din cele peste 19 cluburi ale Federației Române de Arte Marțiale Shotokan Karate Do vor lua cu asalt orașul de la Poalele Tâmpei în data de 18 martie. Sala sporturilor va găzdui Cupa CSU Brașov al Departamentului de Karate. Eveniment a ajuns la 11-a ediție. Sportivii își vor disputa la acest concurs șansa de a accesa pe podiumul de premiere. La deschiderea oficială va fi prezent și președintele Federației Mondiale de Karate Shotokan Karate Do, Aurel Pătru. Este pentru prima dată când Clubul Universitar Brașov strânge într-o sală de sport peste 500 de sportivi. Competiția se va desfășura sâmbătă, 18 martie, la sala polivalentă între orele 9-18. Basketbalistele de la Olimpia CSU Brașov au pierdut, fără drept de apel, partida disputată în deplasare cu Sepsi Sfântul Gheorghe la o diferență de 24 de puncte. Diferența de valoare și terenul propriu au fost principalele avantaje pentru jucătoarele din Sfântul Gheorghe. Olimpia CSU Brașov a pierdut miercuri seara cu scorul de 57-81 pe sferturi 18-18, 19-19, 8-22 și 12-22 la Sfântul Gheorghe cu Sepsi în grupa 1-6 a Ligii Naționale de Basket Feminin. În prima repriză, formația de la Poalele Tâmpei a jucat de la egal la egal cu lidera ierarhiei. Pe parcursul jocului însă diferența de valoare dintre cele două echipe și-a spus cuvântul. În confruntarea de la Sfântul Gheorghe a revenit Micaela Hauser, care a încheiat partida cu 21 de puncte marcate și 5 pase decisive. Pentru Olimpia CSU au marcat Ardelean 10 puncte, Peșcovici 9 puncte, Higgins 8 puncte, Webb 5 puncte, Johnson și Haas câte 2 puncte. În etapa viitoare, penultima a grupei, olimpicele se vor duela cu CSM Târgoviște sâmbătă la sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. În următoarele 24 de ore, la Brașov vom avea parte de vreme în general rece. Fiind condiții de ploaie amestecată cu zăpadă, minimele nopții vor coborî până la minus 2 grade Celsius, iar maxima termică a zilei de mâine nu va depăși la Brașov valoarea de 6 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine senatorul liberal de Brașov, Daniel Cătălin Zamfir. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!